și am rămas surdă. Înainte de Naruto, înainte de Pokémon. Bună dimineața, soare negru! Ce faci, soarele meu negru? Bună dimineața, morocănici, morocăneți cu morocănilă! Cine este cel mai morocănos băiat din lume? Cine e acolo, Udi? Hai că dăm drumul și lui Udi imediat. Ce faci, morocăniciu? Nici nu ce se vede fața. Atât ești de negru și de întunecat că nici fața nu ce se vede. Ce faceți? Mă rog, nu știu dacă mai e dimineața, că e cam 11:30, dar începem un nou daily vlog și astăzi este o zi specială, pentru că odată avem bradul făcut, ați văzut, și în al doilea rând am floi și mergem la film. Este la fel de urât ca în zilele trecute, deci este, cred că, cel mai trist vlogmas posibil din punct de vedere al vremii. Dar asta este, supraviețuim și așa, sunt bine. Ăștia sunt cercerii de care vă ziceam în vlogul trecut că mi i-am luat. Ăștia sunt. Astea sunt creolele pe care mi le-am luat. Am găsit niște creole. Sunt un pic cam greuțe. Mi-aș fi plăcut să nu fie chiar atât de grele, dar mă rog, sunt ok, mă obișnuiesc cu ele. Sunt gata. M-am aranjat puțin așa, dar foarte puțin. Update la mascara aia de la Wet n Wild pe care am luat-o acum câteva vloguri. V-am arătat când am luat și aparatul ăla pentru față. Asta. Asta. Nada de nada, nu face nimic. Again, încă un fail la capitolul mascara, which is amazing, chiar ne doream, pentru că de ce să avem și noi o mascara care să ne placă. Hai să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat și o să purcedem ușor spre oraș, pentru că noi suntem genul de oameni care ne ducem la film la 12. Da, nouă ne place la 12, nu ne place la 8 seara sau la 10, pentru că de ce să ne înghesuim când putem să avem sala goală pentru noi. Și așa că o să mergem în timpul zilei la film. Da, nu... Nu mergem seara, nu-mi place, chiar nu-mi place, acum lăsând gluma la o parte, chiar nu-mi place seara, nu știu, nu-mi place aglomerația, nu-mi place gălăgia, mai ales că în ultima vreme oamenii stau mai mult pe telefon decât la film, în ultima vreme mai mult vă povestesc decât să aibă grijă să nu deranjeze pe alții și de-aia prefer să fie și molul gol, și sala goală, și totul să fie liber. Știți că problema mea eternă cu aglomerația, său. Dar, înainte de a vă povesti eu despre ținuta mea și a vă arăta ținuta mea, hai să vedeți brăduțul și pe zi, mă rog, pe zi lumină de bec, că altceva... Da, cam așa arată, cam așa este, este superb din punctul meu de vedere, este minunat, îmi place de nu mai pot de el și aseară am uitat să vă povestesc despre acest ornament care este special și i-am lăsat loc special acolo și am uitat. Efectiv m-am ținut să vă povestesc, dar eram cam somnoroasă, v-am zis că n-a fost cea mai grozavă zi ieri, dar o să vă povestesc diseară, cred, despre acest ornament care este ultra mega special, după cum vă puteți da seama că nu mai există nimic așa ca el, nu mai există nimic asemănător în brad. Și pe lângă asta este singurul ornament sentimental, care are valoare sentimentală pentru mine și de-aia vă povestesc diseară despre el. Cum m-am îmbrăcat eu? Ce credeți? Foarte, foarte senzual, pentru că da, la film nu te poți îmbrăca decât senzual și foarte sexy. Mi-am luat aceiași blugi, eterni blugi de la Levi's, în care trăiesc de când i-am cumpărat, pentru că da, de-aia am și luat acum când a venit toamna frigul, pentru că știam că așa o să se întâmple, o să mă mut în ei și nu o să mai plec. Sunt blugii mei de, nu știu,
uniformă, dacă vreți. Așa, aceleași ghete negre de la Humanic, pe care le-am de câțiva ani buni și pentru că sunt din alea, din piele de aia țapănă, din aia ca pe vremuri, sunt rezistente și rezistă. Nu sunt ele cele mai aspectoase. Au, iar mi-a trozit glezna, aia glezna mea de troznește. Nu sunt ele cele mai aspectoase, dar sunt foarte, foarte comode și sunt rezistente, sunt super bune. Și pe partea de sus, maleta mea de care v-am zis, este aia de la Sinsei, este varianta bej a celei negre. O să-mi iau ceva pe mine, ce o să-mi iau? O să-mi iau aia roz de catifea pe mine, geaca de catifea și aia e tot. Let's go! Hai să mergem să vedem ce face Moș Crăciun. Mi-am făcut rezervare la un film, dar nu știu cum îi zice. Este ceva, a apărut recent cu Moș Crăciun care salvează Crăciunul, Moș Crăciun care, mă rog, e un pic cam alcoolic, o să fie, e un fel de comedie, e faină, cred, sper, din trailer așa pare, e un pic, e faină. Am avut minunata inspirație să iau bilete la IMAX și am rămas surdă. Am rămas surdă, deci nu mai pot, nu mai aud nimic. Doamne, de ce trebuie să dea atât de tare sonorul la cinematograf? Deci nu simt că s-au înfundat ambele urechi, nu mai pot. Dar am văzut Crăciun de coșmar sau Violent Christmas în engleză și era un film care s-a lansat pe 2 decembrie și era un film care era pe lista mea de filme de Crăciun pentru că o să vină în curând un clip cu filme de Crăciun și părerile mele despre ele și vreau să-l văd și pe ăsta și dacă tot a fost în cinema zic hai să-l vedem astăzi. Și per total vă zic că dintre toate filmele de Crăciun mi-a plăcut cel mai mult, dar nu este un film la care să mergeți cu copii. Definitely is not for kids. Așa, o să vă povestesc în clipul ăla mai multe, dar da, a fost destul de simpatic, a fost așa o comedie de acțiune, o comedie cu foarte mult thriller, cu foarte multe împușcături. Și v-am zis, am rămas surdă, efectiv, nu mai aud nimic. Și acum am plecat din Afi, mi-a luat cadou, mi-a luat și cadou, pentru că mi l-a lăsat Moș Nicolae în Afi și mi-a luat și cadou și acum mergem să luăm ceva de... să luăm cafea. Poftim? Ăsta informează că nu e interzis în parcare. Și atunci de ce a fumat? Nu, că în parcare mirosa și mai rău. Așa, ce vrei? Era la mine. De unde este Woody? Unde s-a băcat Woody-cea mea? Woody, unde este Woody-a mea? Ia să vedem noi unde este Woody. Ia să vedem noi dacă Woody-a mea este băgată pe aici. Dar cine e aici? Cum a intrat mâța asta aici? Cum a intrat mâța asta?
tău, Cana. Cum ai uitat mâncea mea acolo? Ce-a văzut acolo, măi, mâțe, mă? Ce-a văzut acolo, măi? Acolo stai? Atât de frigut este că te-ai băgat sub plapumă? Sub pătură? Și sub ceapta, mami? Da? De ce te-ai băgat tu acolo? Ce-a văzut? De ce te-ai băgat tu acolo, băi? Băi, ochișor! Băi, ochișor! Dați-vă la ochii, doamne! Mâță, ești frumoasă! Frumoasă! Ce faci, Udi, acolo? Ce faci, Udi, acolo? Ce faci, băi, Udi, acolo? Ce-ai cu ochii? N-ai loc în cutie! Of, doamne! Ce faceți? Am revenit, sunt în uniforma mea de toate zilele, de Nicmas, da, sunt la fel. M-am gândit că dacă ieri n-am filmat foarte mult, sau cel puțin atâta intuiesc eu că am filmat foarte puțin, nu știu exact, că nu m-am uitat pe material, am zis să leg ziua de ieri cu ziua de astăzi, că oricum avem și zile din astea în care avem clipuri din asta de stat jos și de povestit și zic hai că le legăm și am zis să continui cu ziua de astăzi, să vă mai arăt un altă și astăzi, pentru că v-am zis ieri n-am filmat foarte mult, a fost de principiu activitatea numărul 1 a zilei a fost să mergem la mall la film, unde v-am zis că aproape că am rămas surdă, am ieșit de acolo și nu auzeam nimic, deci nimic, eram așa. Și după am trecut, am făcut niște cumpărături. Despre film o să vă povestesc, cum vă spuneam ieri, în clipul ăla cu filme de Crăciun, care va să vină cât de curând. Și nu vă zic foarte mult, dar atâta că nu este pentru copii. Deci clar, ăla nu este un copil, un film pentru Crăciun, în ciuda ideii că e film de Crăciun. Nu, este film de adulți pentru Crăciun. Și este un film de Crăciun care nu m-a plictisit chiar deloc. Și pe lângă asta, ce s-a mai întâmplat interesant? Am făcut niște cumpărături pentru că vreau să fac o ciorbiță de perișoare astăzi. Încă mi-este dor de ea, n-am mai mâncat de mult, cred, ciorbiță de perișoare și zic numai bine, facem acum niște ciorbiță și nu știu de ce zic ciorbiță, că eu în general ziceam ciorbică, dar trecem peste. Și ce am mai făcut? Cam atât. Am ajuns acasă, am filmat, am editat, m-am uitat la meci, m-am mai ocupat de niște chestii administrative și zic că m-am uitat la ceas, așa, nu eram obosită și mă uit așa din senin la ceas, zic cât e ceasul, că nu îmi dau seama că nu mai am niciun ceas care să ticăie pe aici pe lângă creierii mei. Văd că e 12 noapte, era 12, zic că nu mai filmez nimic la ora asta. De-aia n-am mai zis nimic ieri după ce am ajuns acasă. Așa, astăzi m-am trezit foarte devreme, mi-am făcut o grămadă de treabă, sunt super productivă. Acum este 12 și jumătate și am făcut o grămadă de treabă. N-am făcut ciorba, dar urmează și este super, am fost super productivă, am făcut o grămadă de chestii, sunt chiar foarte mândră de mine, dacă pot să spun așa. Pe lângă asta mai aștept și două colete și... Sunt foarte entuziasmată mai ales de unul din ele. O să vină mai târziu că ăla vine cu Cargusul și de obicei Cargusul e cam printre ultimii care vine. Băiatul de la Cargus are, nu știu dacă are mai multe sau are altă rută, că el e cam ultimul care vine, vine cel mai târziu dintre toți. Și vreau să vă arăt ce am primit. Sunt foarte entuziasmată de coletul de la Cargus. Și da, și astăzi, în materie de vreme, ca să vă dau și raportul meteo, în caz că vi-l doreați, știu că vă, nu puteți dormi din cauza asta, s-au întrezărit vreo 2-3 raze de soare, așa, undeva în jur de ora 8, până în 8 și un sfert, și aia a fost tot. Se fini. Gata, s-a terminat, am avut prea mult soare, dar s-au întrezărit așa, nu că s-au spart norii de tot, nu. Se vedeau așa din partea aia dinspre București, se vedeau așa un pic
că ar vrea, ar da o idee să se spargă norii. Aiurea nu s-au spart, sunt la loc, s-au făcut la loc, e la fel de ceață, e la fel de urât, e la fel vreme închisă, pâclă din aia, așa, vreme de aia scârboasă, de iarnă, de toamnă, o toamnă de aia scârboasă, știți, umedă și bucegăită, așa, și în continuare suntem la fel. Bănuiesc că o să țin așa până prin ianuarie, adică nu fac speranțe. Avem deja cam 3 săptămâni fără soare, ceea ce asta este absolut superb. Eu, având nevoie de fotosinteza mea zilnică, vă îmi dați seama, chiar mă duceam, chiar m-am uitat că n-am mai ieșit în curte. Știți că înainte mă duceam și beau cafeaua pe gazon acolo și nu e exclus. Nici am ieșit de dimineață să le dau la căței să mănânce și mi-era groază. Așa că lăsați. Nu, lăsați că nu ne trebuie. Cine are nevoie să se descurce cu frigul, că eu nu. Așa. Și de principiu cam așa. Ce mai vreau să fac astăzi, în ciuda întunericimii și beznălăului care este, care la voi nu pare chiar atât de beznălău, dar este, promit eu că este, sunt niște poze, pentru că am nevoie de poze. N-am făcut, că tot am sperat la puțin soare, sufletul de unde. Și am să fac asta astăzi, mai am de lucrat, mai am de făcut niște chestii, să vedem. Vă țin la curent oricum, cu ce o să mai fie și cu ce o să mai fac. De dimineață am avut parte de raliuri prin casă, Gemini și cu Udi, și în special Udi. Atâta energie a avut în dimineața asta Udi, ceva de groază, nu știu mânțaia, ce face, cum are atâta energie. Deci era de aici, efectiv de aici, din spatele camerei, de pe geamul ăsta, până în bucătărie. Așa, ținut o jumătate de oră. De ce? N-am înțeles. Am întrebat, nu mi-a răspuns. Bineînțeles, s-a luat și Jimmy, au început să se joace, la un moment dat a început să se bată pe sub brad, pentru că ei din joacă o dau în bătaie și bineînțeles că Jimmy o bate pe ea, dar tot el urlă, știți? Deci dacă l-ați auzit cât de urât face și cum țipă la ea și cum se plânge și cum se vaită, Doamne, deci zici că e terorizat, zici că e pus pe scaunul de tortură, așa face, dar de fapt el o bate pe Udi, săracă, să iasă atât de tare încât se încurcase în cablurile de la instalație. Era, zic, hai că dacă nu te urci în braț să-l dai jos, hai las că-l dai aici jos așa. Da, este, da, magic, dar acum doarme, acum se reface după tot raliu, pentru că trebuie să-și facă dozele de energie să și le refacă, să doarme, maimuțul eu a plecat, a stat aceasta cu mine și a plecat, nu a binevoit să ne bage în seamă. Și mă gândeam să fac un cappuccino din ăla la plic, evident, o ciocolată caldă cappuccino ciofiola, și să mă apuc să fac acele fotografii de care v-am zis și să vedem ce o mai face pe lângă, pentru că mai sunt chestii de făcut, asta n-am terminat. Și că tot vorbeam de cea mai obosită mâță și cea mai frumoasă mâță din lumea asta, uitați-vă la ea. Uitați-vă la ea, cât e de scurtă. Uitați-vă la șoșetele astea. Uitați-vă. Deci mâna mea este... Pe aici îmi vine cotul, da? Ca să înțelegem cu ce avem de-a face, da? Cu ce lucrăm. Ce material avem de la client, cu ce lucrăm. Doamne, cât e de grea viața. Doamne, doamne, cât e de grea. Știți ce mustățoase suntem și cât de grele sunt mustățile astea de cărat. Doamne, doamne, dar nu se poate. Udi, știi că toată lumea e încântată de tine și că toată lumea vrea să apar mai mult în vloguri pentru că ești o drăgălașă? Eu ți-am spus, da. Nu ai vrut să mă crezi că ești o drăgălașă și o scumpă, dar acum e somnoroasă. Uitați-o, ce față are. Ce față somnoroasă are. Mami, de ce m-ai trezit? Asa! Ce bine! Ce bine să fii pisică! Ce viață! Aoleu, cât am totoasele astea! Mamă, cât am mutătile, bre! Măi, cât ai muștăcile, bre! Ce de muștăci avem aici, doamne, doamne. Dar suntem o fată cu minte, pentru că nu ne-am legat de decorațiunile din brad, nu ne-am legat de brad. Nu avem nici cea mai mică treabă. Cu perdelele avem noi o problemă. Încă nu ne plac perdelele, încă ne-am decis că nu vrem perdele. Dar în rest suntem bine. Așa. Ești bine?
Stai bine? Mă bucur. Orice mesaj motivațional, ori chestii care le place, că de exemplu... Întrerupem sesiunea de poze, pentru că eram aici în plin proces creativ și făceam poze și vreau să vă zic că a venit coletul ăla de care eram super entuziasmată, dar e foarte mic. Mă așteptam la altceva, nu contează. Important este ce e în el. Și o să începem cu ăsta, pentru că nu mai am răbdare. Știți că n-am voie să cumpăr cărți până la final de an, că am eu acel nou buyer în materie de cărți, decât dacă sunt cărți de la Booklab. Nu m-am putut abține și a trebuit să cumpăr ceva, pentru că întâmplător mi-au apărut... Cred că pe Elefant scrollam și mi-au apărut de la Elefant o reclamă pe Instagram. Cum se întâmplă întotdeauna. Și când am văzut chestia asta, a început să-mi bată inima foarte tare, pentru că este ceva ce este foarte apropiat de copilăria mea. Este foarte legat de copilăria mea, ceva ce iubesc foarte mult, ceva ce m-am mai menționat de-a lungul timpului. Și nu m-a venit să cred că până acum mie nu mi-a bubuit mintea să caut informații despre treaba asta și să văd dacă există așa ceva. Și mi-am comandat ceva ce nu am, și anume niște cărți de benzi desenate. Sunt niște cărticele foarte micuțe, dar sunt cărți de benzi desenate cu Son Goku. Pentru cei din generația mea, știți că Son Goku a fost un mare fenomen. Înainte de Naruto, înainte de Pokémon, înainte de toate nebuniile care au urmat după, cred că după Sailor Moon, cea mai mare senzație pe care a făcut-o un serial de desene animate a fost cea cu Son Goku. Și sunt, făcând eu research așa, sunt mai multe... sunt mai multe serii din astea de benzi desenate și bineînțeles că acum mi-a tunat că le vreau pe toate, dar am zis că încep cu una așa micuță, discretă și mi-am luat 3 dintre cele, nu știu câte volume există în seria asta, destul de multicele. Sunt practic niște cărți pentru copii, basically, dar sunt cărți episodice dintr-un sezon cu Son Goku. Și nu le-am luat chiar în ordine, stați așa, ce am luat? Am luat volumul 2, volumul 6 și volumul 5, da? 5 și 6. Și cine, pentru cine nu știe cine este Son Goku, dați să vi-l arăt aici. El este Son Goku și perioada când era el micuț, era perioada mea preferată, a fost partea mea preferată din seriale. Și unul dintre volume, ăsta, volumul 6, Training with the Master a fost unul din episoadele mele preferate, din care câteodată eu vă mai dau o frază, și anume ziguzagu, ziguzagu, pentru că maestru îi pusese pe el și pe prietenul lui, nu mai țin minte cum îl cheamă, dar o să aflăm în curând, îi pusese să sape niște terenuri în antrenamentele lor. Și pe lângă asta i-a pus să alerge în zigzag printre două șiruri de pomi. Și ei când alergau făceau ziguzagul, ziguzagul, ziguzagul. Și de acolo mi-a rămas chestia asta cu ziguzagul. Doamne, deci îmi plăceau atât de tare desenele astea cu Son Goku și povestea în sine și îmi doream foarte tare să am și eu fiolele alea din care ieșeau chestii. Putea să iasă un corp, putea să iasă mâncare, putea să iasă un animal de companie, putea să iasă o geantă. Pentru cine a văzut seria știe. Deci am fost înnebunită după Son Goku și efectiv a fost, nu știu, a fost... După Dragon Ball Z, a fost efectiv perioada care, nu știu, mi-a plăcut cel mai mult în materie de desene animate. Și da, am revenit puțin la amintiri din copilărie. Stai să vedem dacă găsim zona în care îi punea să alerge între pomi. Stai așa să vedem dacă găsim. Și da, va trebui să-mi cumpăr toată colecția pentru că mi se pare tare, tare frumoasă. Cărțile sunt în engleză, în cazul în care vreți să știți, nu sunt în română și au durat, nu știu, a durat ceva. Și le-am luat, a fost un impulse buy din ăsta pentru că am
Ah, da, faza cu piatra. Când ea, maestru a scris pe o piatră ceva, bine, în chineză sau japoneză, și arunca piatra aia și i-a pus să caute piatra și ei s-au dus, s-au luat o piatră, că au zis că scapă de antrenament, au zis că eu scapă de, o piatră, de antrenament, s-au dus, s-au luat o piatră și au scris aceeași chestie pe o altă piatră care semăna cu cea aruncată de maestru și când s-au dus cu la maestru cu piatra, le-a dat cu piatra în cap pentru că a zis, eu nu scriu așa urât, chiar mă crezi prost? Da, foarte haioasă așa și e perioada, aici în episodul ăsta s-au antrenat tare, tare de tot. Da. Chiar vreau să mă uit să văd dacă sunt pe undeva serialele cu Dragon Ball Z, deși sunt la o calitate destul de, vă dați seama. Dar, da, e atâta nostalgie în chestia asta, în cărticelele astea. Sunt micuțe, dar sunt atâta de drăguțe și e atâta nostalgie și mă bucur atât de tare de ele, de nu mai pot și o să le citesc. Trebuie așa să le citesc, da. Sunt tare, tare happy. Sunt tare fericită. Și al doilea colet este și el special, pentru că are ciocolată. Yay! Și îl desfaceam în premieră că nici eu nu știu ce este în el. Zilele trecute mi-au scris cei de la Ciocolatissimo, este un magazin online de ciocolată. Mi-au scris pe Instagram, așa din serii, m-am trezit cu un mesaj de la ei că știi, nu-mi place contul tău și-a vrea să-ți trimitem niște ciocolată. Zic, wow, mai ales că vine ziua ta. Zic, wow, serios? Prima dată am zis că e o glumă, știți, pentru că eu mai primesc tot felul de mesaje din astea dubioase și după aia zice, nu, chiar e pe bune. Și zic, da, trebuie să fac ceva și că nu. Adică ei nu au vrut neapărat să arăt, să fac un clip, să arăt produsele în clip sau așa, dar au fost foarte drăguți și am zis că de ce nu să vă arăt și eu ce mi-au trimis. Mă rog, să descoperim împreună ce mi-au trimis. O să vă las linkul lor de Instagram în descriere, pentru că mi s-a părut foarte drăguț gestul lor, că nu prea face lumea din astea prin... am și o felicitare! Tare! Ce drăguț! Mă rog, un bilețel! Dragă Nicoleta, Ciocolatissimo îți urează un dulce la mulți ani cu ocazia zilei tale onomastice. Sperăm să îți placă ciocolata belgiană, deoarece ți-am pregătit o surpriză realizată din ciocolată premium cu lapte personalizat special pentru tine. Îți urăm o zi dulce, echipa Ciocolatissimo. Mulțumesc din suflet! Da, vă dați seama, întotdeauna când vine vorba de ciocolată sunt cea mai fericită. Așa că... Da, hai să vedem ce mi-au trimis. Da, și am văzut la ei pe Instagram că aveți posibilitatea să vă faceți tot felul de figurine, să vă comandați figurine, să vă comandați cadouri personalizate, ca să spunem așa. Wow, cât de bine arată! Ia uitați cât de bine arată! Ia uitați cât de bine arată! Sper că se vede de la lumina asta. Arată super, super bine. Și acum hai să intrăm în problemă. Oh, yummy! Deja miroase delicious. O să scot așa. ce drăguț! I-au scris la mulți ani din bucățele de ciocolată. Nu știu dacă vedeți că n-aș vrea să se... Așa. Au scris la mulți ani din ciocolată. Mulțumesc din suflet! Delicious! Asta vreau să zic, că aveți posibilitatea să comandați mesaje de genul ăsta și să faceți cadou. Și de Crăciun, de ziua onomastică, a trecut Moș Nicolae, dar nu e nicio problemă, puteți să comandați de, pentru Crăciun sau pentru mai vin alte zile onomastice, adică nu mai trebuie să facem cadou și din anului, nu numai de Crăciun. Și cred că e o idee foarte drăguță. Chiar țin minte că acum câțiva ani la birou discutam cu o colegă despre genul ăsta de mesaje. Nu știu dacă neapărat de la ei, dacă de la ei am găsit sau în altă parte, dar discutam că e o idee bună pentru cineva căruia îi place ciocolata și dacă, nu știu, nu știi ce să iei, e o idee foarte bună să-i transmiți un mesaj de genul ăsta. Bine, se pot scrie și alte lucruri, adică poți să-ți personalizezi mesajul în funcție de cum vrei tu. Și cu siguranță mă voi bucura de ciocolată și mai ales la cafea, pentru că mi-e place să mănânc ciocolată lângă cafea. Da, hai să mă întorc la treabă, înainte de a mânca ciocolata, mă întorc la treabă și vorbim mai încolo. Ceau! Așa.
Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Un băiat molfăitor de păturică. A venit la mami lui și nu mai este agresiv și nu mai este rău și nu mai este uricios pentru că îmi vine să-i fac așa. Da, și acum molfăie la păturică. Ia de mami păturică și este fericit că are păturică. Da, și poate doarme cu mami în seara asta și mai umblă lele toată noaptea ce aici. În păr-al. Așa. Ia uitați-l ce mâncă aici. Ce treabă aici. Ce muncim noi aici. Ce treabă. Da. Da, iubitul meu. Ce faci tu, mă, țiminoase, mă? Măi, țiminoase, mă? Mie mi-intră mailușii la ora asta, pentru că de ce n-ar intra? Hello, my sweet babies! Ce faceți? Să știți că mă mănâncă ploapa. Da. Încă am rana acolo, dar am acoperit-o cu un pic de anticear, că încă am zis că nu mai chinui cu plasturi. Și am un pui negru, după cum vedeți aici, am dormit, deci m-a luat somnul pe la 6 și ceva, Dumnezeule, și am dormit. Am mai făcut diverse pe aici, am făcut ciorbaia de perișoare de care v-ați zis, am făcut o grămadă de chestii și pe la 6 și jumătate, 7 fără ceva, m-a luat un somn. M-a trăznit un somn, Dumnezeule mare, deci am zis că nu e adevărat și am dormit până pe la 8 fără. Da, și acum citeam din primul, mă rog, volumul 2, nu primul, pe care l-am cu Dragon Ball Z. Este foarte simpatică povestioara, nu mai aduc aminte de episodul ăsta. Este un episod când, mă rog, își face Goku un prieten. Da, cred că nu v-am zis despre ce este vorba pentru aceia dintre voi care sunteți mai micuți așa și nu știți. Deci, Dragon Ball Z vine de la faptul că exista niște bile de cristal răspândite prin toată lumea. Șapte bile de cristal erau răspândite în toată lumea și bilele astea, în momentul în care erau adunate și puse la un loc, chemau un dragon. Erau modul prin care puteai să invoci un dragon care ți îndeplinea o dorință. Și exista o mare competiție între Goku și prietenii lui și alți oameni și alte personaje care voiau aceste bile. Erau și personaje negative care vroiau bilele pentru a domina lumea și, mă rog, a fost o chestie foarte ciudată, că mi-aduc aminte când au adunat bilele într-un final și el se bătau pe ele și, Doamne, ce a fost acolo, și, de fapt, dorința care a ajuns să fie pusă a fost ridicolă. Dar asta pentru a salva lumea de la distrugere, pentru că, mă rog, erau, cum am zis, erau și cei care erau personaje negative implicați acolo, da. Aveau parte, practic, de o aventură în fiecare episod și asta era fun. Și chiar am sesizat, acum am sesizat, Goku este cel de pe nor. Chiar uitasem de norul lui, că el avea un nor pe care zbura și nu știu dacă vedeți acolo, dar Goku are codiță. Este în faza în care are codiță, pentru că sunt perioade în care Goku are codiță și sunt perioade în care Goku nu are codiță. Cine a văzut serialul știe de ce. Dar, da, în asta, stați așa, în asta cu luna aflăm ce se întâmplă cu codița lui Goku și de ce îi dispare codița. Da, e foarte multă nostalgie pe mine cu aceste mini benzi desenate și fost foarte simpatice și cu siguranță o să-mi iau toată seria și o să-mi iau și restul de benzi desenate, că mai sunt și alte colecții, pentru că mi-aduce așa aminte de perioada în care mă uitam și erau simpatice. De fapt, episoadele astea erau făcute ca niște fabule. Practic trebuia să tragi niște învățături de pe urma lor, niște lecții, să înțelegi niște lecții pe care personajele le învățau și da, erau frumoase așa și erau cumva inocente și
Stăteau așa un aer din ăla de aventură și v-am zis că eu tot timpul am fost, cât am fost copil mic, am fost atrasă de filmele de aventură, de western-uri chiar și de cărțile de aventură, de... Eu n-am fost cu romance-ul, n-am fost cu siropoșenile, eu am fost cu astea cu, de aventură și mereu mi-au plăcut și m-au atras și cum plecau ei acolo și zburau și făceau tot felul de nebunii și da, e foarte plăcut și mă bucur că mi l-am luat, sunt foarte, foarte încântată, sunt foarte happy și abia aștept să le citesc, să le termin de citit și să mai iau altele că sunt simpaticuțe. Chiar dacă sunt de copii, dar sunt simpaticuțe. Acum, noi o să închidem vlogul ăsta, prin noi o să vorbesc eu și Jiminy. O să închidem acest vlog. Da, mami! Ia uitați-vă cum vine la mine, vrea toată atenția mea. Da, mama, stai să ridice mama păturică, măi, șuși. Aici îi pune mami păturică, măi, șuși. Dar stai să șterg ochișorii, mami. Ai cât la ochișori, nu se poate. Tu ești un băiat superb, ești un prinț, n-ai voie să ai cât la ochișori. Sper că vă curățați pisicile la ochișori, da? E ca și cum... curățatul de ochișori este ca și cum schimbatul de Pampers la bebeluși, da? Stați așa că trebuie să facem ceva aici, ce știți voi. Așa, așa, mamă! Așa! Da? Curățatul ochișorilor la pisici este ca schimbatul de Pampers la, la bebeluși. Așa că trebuie să-i le curățați ochișorii. Și mai am un urduros care are în fiecare zi ochișorii foarte împuțiți. Foarte, foarte împuțiți. Foarte că. Și trebuie să-i curățăm într-una. Da. Și ziceam că noi o să închidem vlogul ăsta pentru că este destul de târziu. Este 10:30. Mâine mă trezesc de vreme, am multă treabă. Și cam atât am avut eu să vă zic. Adică în două zile am unit așa, am făcut... un vlog din două zile. Mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele pe care mi le-ați dat de ziua mea, pentru tot ce mi-a scris frumos. La fel vă doresc tuturor să aveți și voi parte de tot ce e mai frumos, numai de bucurii, numai de împliniri și numai de lucruri frumoase și de pisici torcăcioase și care să vă iubească. Și mă simt foarte, foarte răsfățată așa de fiecare dată de ziua mea, pentru că tot timpul să aveți grijă să fiți foarte atente și calde cu mine și mă face să mă simt foarte bine și de-aia vă mulțumesc, vă pup, noapte bună și ne vedem mâine!